Ok, deci. Bine v-am găsit. Eu sunt ceva și acesta este tutorialul despre Daisy Standalone, versiunea updatată. Mă rog, nu știu sigur dacă o să mai fac eu ceva versiune, am întrebat acolo dacă o să fac jazz. Că se te îngată, nu știu, da. Așa că, haideți să trecem la treabă. Ok. În primul rând, trebuie să intrați pe acest site. L-aveți în descriere și am să încerc să nu uit ca să-l pun, da? Așa, ca să zici aplaudezi și de-aia o să am puțin lag, da? Ok, deci, haideți să, da, aici aveți serverele, aveți destule servere, zic eu, ca să vă jucați astăzi toate serverele. Ca să vă jucați și mai stai aici aștia adăugate de playeri. Din câte văd eu. Hai să dau eu zoom. Așa e perfect. Din câte văd eu. Da? Puteți să adăugați un server dacă vreți. Dar vă trebuie cont. Imediat îl faceți un cont. Dați registră here. Apoi dați la download. Aveți aici tot ce vă trebuie. Din câte vedeți. Dați pe ăsta. Pe Days 46. Și am să menționez de acum că am să fac un tutorial la fiecare versiune ca să nu veniți voi că bă, dar nu mai merge, bă, frate, nu mai merge. Că am văzut la alții că au făcut loial, așa că și n-au mai updatat la Marveni, am lăsat așa după ei. Mă, la mine nu vreau să fie așa. Vreau să fie totul la punct. Așa că dăm pe download și dăm pe download. Dacă dați pe download să vi se downloadeze cu torrentul, din câte vedeți torrent aici, dacă vreți și Mega sau Google. Asta e o treabă, mie îmi ador torrentul, cel mai bun program, din câte am zis. De download. Ok, dăm OK. După ce am salvat-o, programul meu e cam program, calculatorul meu e cam fact. Și acum vreau să verific câte ore are. Ultima dată când m-am uitat era... A, avem mai 2 ore. Fac de logică, avem vreo 8 sau o dată. Nu știu, frate, nu știu, ultimul moment nu mai merge asta. Acum 2 zile, mă rog, că i-am și dat ora în jos, cum să vă arăt. Uite așa. Te vedeți? 4 giga. Înainte avea 6. Deci am dat 2. Giga, dar am jos. Da. Deci asta nu contează, este de ceva. După ce s-a downloadat, dați aici în el, intrați în el și trebuie să aveți torrentul. Am uitat să specific. Și dați unde să se downloadeze. Eu l-am downloadat, dar nu l-avem cu torrent, l-am downloadat cu BitTorrent. Da? Așa. Dați OK, dacă aveți, da? Să pun un link în descriere, te vedeți că s-a băgat aici. Și acum, tot ce trebuie să faceți este să-l downloadați, dar cât am zis, am să-i dau stop și am să-i dau unde mă. Iar aici am să-i dau remove, în torete, aha. Bun. După ce l-ați downloadat, puteți să închideți chestia asta. Și acum să mergem la asta, unde eram eu, adică unde l-avem și downloadat. Mă rog. Aici este. Am schimbat eu puțin numele, avea numele ăsta cu final la sfârșit, dar am schimbat numele că stătea. Ciudat, puteți să-i schimbați numele voi, dar în ansamblu. Așa că... Trebuie să aveți și un mirar. Da? Dați click pe el. Click stânga. Nu, click dreapta, pardon. Și am dat și extract to Daisy Standalone. Acum așteptați. Am să pun pauză, că am aflat cum se pune pauza la mid-release și am să revin. Be right back. Ok, nu mai mult. Mai avem... Ok, s-a terminat. Se pare că nu mai am nici prea mult... nici prea mult spațiu, așa că trebuie să le șterg după ce filmez. Ok, ăsta este fișierul. Bun, ăsta este tot. Așa, intrăm în el. Da, dăm double click și astea sunt toate fișierele. Adică așa. Fișierele.
3 zile. Bineînțeles că puteți să faceți și un server, dar nu știu cum reușesc să fac acest server. Adică mie când pornesc un server, îmi creșuiește când intru pe el. Da. Ok. Deci intrăm înapoi pe site. Și dăm înapoi la download. Și trebuie să downloadăm CrashPix-ul. Și whitelister-ul. Fără whitelist nu poți să joci pe servere cu whitelist. Așa că trebuie să te bagi. Să downloadăm și asta. Asta e când intri pe un server să nu-ți dea crash clientul, adică DayZ-ul. Ok. Downloadăm și chestia asta. Apoi putem să le scoatem. Băgăm în bară. Așa. Până să downloadeze chestia aia. Noi putem să băgăm whitelister-ul și să și vă arăt cum o stai, nu așa. Da. E și pentru 64 de bici, dar și pentru 32. Da. De asta putem să ștergem. E inutil. Da? Apoi dăm dublu click pe el. Și acum așteptăm. Nu se pornească. Ok, a pornit. Aici ne băgăm un nume, gen, nu știu, un nume care vezi, vreau să-l băg. UFO. Și dați apply for whitelist și acum așteptați. Da? Eu sunt deja în whitelist, așa că o să-mi dea eroarea asta. Dar voi o să vedem. Dacă nu știți. Așa că putem să închidem astea. Putem să extractăm și CrashPix-ul. Unul ăsta. Apoi intrăm din nou în CrashPix. Hai să dau așa. Așa. Intrăm în CrashPix. Copiem tot așa aici. Și bum. Acum am să revin cu tutorialul. Adică în joc. Nu? Și deci am să revin. Ok. Am revenit. Și cum se mă arăt cam greu, adică am cum zice frame-ul așa mi-a dat acolo când înregistrează. Dar măcar merge. Ce zic? Okay. Yes, e 12 fix. Bă, mă las, bă, iubește nimic. L-am plătit. Da. Deci, după ce ați intrat în joc, o să vă apare asta. Nu vă speriați nimic de nimic. E doar early access game. Și nu știu cum o să iasă din când în early access sau cum pui din alfa, cum pui mei, da? Puteți să vă vedeți caracterul, dar voi nu o să aveți un caracter când ați intrat în joc, așa că o să dați pe caracter, vă faceți caracter cum vreți voi, să-l fac light cu un green, așa, green, uite, poți să-ți vezi așa, uite, am albaștri, de un bec. Ați creat, ați dat seed default, acum dați back, apoi dați la configure, faceți setările, haideți să vă arăt setările mele, deci astea sunt setările, da, sunt pe 88, vă simt disable, low și very low, renderling, disable, very low, disable, quality, very low, disable, și small și 1080. Da? Și asta. Da. Deci, astea au fost setările mele. Da? Puteți să ți le faci sau le faceți ca ale mele. Da, eu am dat, le-am pus așa doar ca să am fi pe urmare. Shut the fuck up telefon. Ok. Dau la 5 server, mi-e de ați văzut dacă
Não, se fosse atente. Peço, o nosso microfone parou. Ok, o sistema Camula faz. Receiving. Ok. Abbiamo copiato un server, ci spero che me l'hanno copiato. Oh, mi sta. Che tirai più? Spero che dai 3-0 dai. Fuck. Dai 3-0-3. Allora, stera. Da. Abbiamo copiato un server da quello stesso, server che puzzino nome che cambiò 7 prepel, no? Quindi vedete se deve usare in modo da tra i più usciti. Adesso ci apparecchia salo da che fosse stangle. Potete da spi internet, ci da che stesso con la gestione di Deezer, se va apparecchia salo che può servono sta a fem ci vai teme. Quindi vedete se questi caratteri non più servono sta sono. Quot, da quando abbiamo mosin. Che non mi ha documento se fai già. No? Non ci va la confirmes dar confirmes non mi spiega però problema è sti confirmes da così ci va la confirmes che mi ha già potuto più primo ci usci c'è ok vedi cosa vi caso Daisy avessi totul. Abbiamo un mosin, se bagallo. Da lume. Dici, come ti ha fatto questo tutorial se andavo disponibile a Maron? Da, come ti ha fatto questo tutorial? Oh, da. Si se blocchi sei già. Ok, se vi sembra che sia quello 3, sono i miei.